În seara aceasta, da, Maris a primit un cadou extrem de interesant și anume din partea surorii ei. I-a trimis pe lângă niște hăinuțe normale, dar extrem de frumoase, sincer, chiar îmi plac foarte tare. A primit și o cutie și în acea cutie era câte o punguliță cu câte o ținută pe care ea ar trebui să o îmbrace într-o anumită zi și, evident, sora ei i-a scris acolo o rochiță pentru petrecere, una pentru nu știu ce fel de întâlnire, i-a dat și o provocare. Dar Maris citea cu acele bilețele și efectiv era foarte mulmurit așa de ce îi scria surioara ei. Foarte inedit cadouașul și lucrurile îmi plac foarte mult, chiar îmi plac foarte tare toate rochițele pe care le-a primit și sunt lucruri extrem de frumoase și de calitate, iar Damaris este o fată foarte slăbuță și arată foarte bine, cu siguranță o să-i stea bine cu orice ar îmbrăca. Mi se pare o idee foarte neobișnuită cea pe care a avut-o sora ei, dar cred că super, super, super ideea a avut. Sunt tare curioasă. Apropo, în timp ce Damaris scotea rochițele din punguțe și așa mai departe, ea tot spunea că eu la party nu vreau să mă îmbrac așa, că vreau să stau lejeră să vorbesc cu Sebaidin, că adică tot timpul pomenea pe Sebaidin, era în mintea ei, ca să zic așa, și l-asocia cu fiecare eveniment sau ținută pe care ar putea să o îmbrace. Acesta este un lucru extraordinar de bun și e clar că el este acolo prezent în sufletul și în mintea ei, doar că, na, are și ea lucrurile ei.